Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi este despre pace, despre conștientizări, despre a ne vedea limitele și să știți că, în general, este o zi liniștită, dar este o zi în care putem să facem pace cu trecutul, putem să vindecăm anumite probleme din subconștientul nostru și, în sfârșit, putem să luăm acele decizii foarte importante. Să știți că ziua de joi este foarte încărcată din punct de vedere emoțional. Avem un trigon între Soare și Saturn, Soarele în Rac, Saturn în Pești, retrograd, cu atât mai mult trecutul bate la ușă. Ni se cere schimbare, ni se cere detașare. Ni se arată așa în față o situație în privința căreia este nevoie să luăm o decizie. Și ziua de 29 este despre retragere astăzi, despre a ne retrage noi cu noi, în subconștientul nostru, în carapacea noastră, în spațiul nostru personal. Chiar dacă vom fi prinși în diferite activități, vom fi ceva mai interiorizați și vom conștientiza în ziua de joi ce este important pentru noi și ce nu este important, unde este nevoie să ne punem limite. Ne vom conștientiza valoarea, ne vom da seama ce contează cu adevărat pentru sufletul nostru, pentru noi și, bineînțeles, că vom lua tot felul de decizii care să ne ajute să ne echilibrăm din punct de vedere emoțional. Vom pierde uneori controlul, să știți, asupra emoțiilor. Avem energia generală îndrăgostiții, care vorbește despre alegeri, dar să știți că îndrăgostiții, în general, vorbește și despre senzații tari. În general, în relații se pot lua decizii importante, putem să avem parte de conștientizări. Este momentul alegerilor, bineînțeles. În sfârșit ne dăm seama încotro putem să mergem. În sfârșit ne dăm seama ce contează cu adevărat. Simt că este o zi ușor apăsătoare, dar nu negativă. Repet, nu negativă. Și ar fi bine să fim atenți cu toții chiar de dimineață ce se întâmplă prin jurul nostru, care sunt energiile în general vorbind. Pentru că ziua de vineri, să știți că vine mai aglomerat. Da? E liniștea oarecum dinaintea furtunii. Pe de altă parte, în această zi suntem bine susținuți să facem pace cu un trecut îndepărtat și să înțelegem să renunțăm, să dăm un pas în spate de la o situație anume. Da, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, dar până atunci mai am o informație și anume, pentru cei singuri, dacă apar, știu eu, persoane noi în jurul vostru, dacă vă vin idei privind dragostea, privind ce anume vă ținea în loc să nu cunoașteți pe cineva sau ce anume vă ține în loc ca să nu aveți o relație bună, chiar și cei care sunteți într-o relație. Deci fiți atenți la conștientizările pe care le aveți, mai ales pe partea aceasta, iar cei care vreți să vă găsiți menirea, cum se spune, cei care vreți să vă găsiți acea pasiune, vreți să vă găsiți acel lucru pe care să-l faceți și să nu vă dați seama când trece timpul, să nu vă dați seama că nu ați mâncat, să nu vă dați seama, pur și simplu să fiți prinși acolo, fiți foarte atenți la informațiile care apar în jurul vostru, chiar dacă sunt simbolice, chiar dacă informațiile apar printr-un articol, printr-o emisiune, printr-o carte pe care o citiți, printr-un sfat, printr-o persoană sau pur și simplu printr-o conștientizare. Deci fiți foarte atenți pe partea aceasta. Și acestea fiind spuse, cred că începem cu zodiile, dar până atunci vă reamintesc de filmările pentru această săptămână, că avem evenimente foarte importante în weekend, frumoase, liniștitoare, care ne pot da soluții geniale la tot felul de probleme și, de asemenea, vă invit și la previziunile pentru luna iulie, pentru că vom intra într-o energie foarte puternică în luna iulie, care vrea de la noi echilibru, vrea răbdare, vrea cumpătare. E o lună foarte ciudată în care se întâmplă multe și vă reamintesc și de filmările pentru următoarea săptămână în care vom avea și o lună plină în Capricorn care ne va mai trezi puțin la realitate. Zodia Berbec. Pentru tine să știi că este o zi foarte puternică din punct de vedere emoțional.
O zi în care, uite, ai ocazia să elimini din viața ta acele lucruri mai puțin pozitive. Unii puteți să fiți prinși cu niște responsabilități care țin de casă și de familie sau chiar responsabilități care țin de partenerul de viață pentru unii dintre voi. Berbecii, în general, astăzi, nu știu cât de liniștiți veți fi voi, pentru că veți fi foarte prinși pe tot felul de activități, sunteți puțin scoși din energia aia de distracție, de plăcere, dorința de a vă aventura și este un moment în care vi se cere o decizie importantă privind viața voastră privată. Să faceți pace cu trecutul. Alți berbeci pur și simplu poate aveți o zi mai aglomerată din multe puncte de vedere. Și avem asul de monede și patru de bâte. Este o veste bună pe care o primești, simt aici să-ți transmit că este vorba despre weekend, deci poate ceva ce se întâmplă în weekend, îți programezi în ziua de joi, dar văd și o veste bună privind o revedere, privind o petrecere sau un eveniment frumos. Nebunul, foarte frumos, este o zi cu mari surprize pentru tine, o veste pe care o poți primi de la un copil sau chiar un loc nou în care mergi, dar unii berbeci vă dați seama ce vă place cu adevărat și mergeți acolo unde sunteți susținuți. 9 de monede, poți să primești niște bani astăzi sau poți să rezolvi o situație legată de planul financiar. Văd niște vești bune pe care le primești și să știi că este o zi în care îți va crește încrederea în tine. Te vei simți mai sigur, mai stabil și asta e ok. Zodia Taur. Dragi tauri, astăzi puteți să aveți niște discuții foarte serioase privind niște rude, privind partenerul de viață. Puteți să vă faceți niște planuri foarte bine puse la punct pentru următoarea perioadă și de ce nu, taurii care vreți să aveți niște discuții serioase cu partenerul vostru, acum este momentul. Este o zi foarte bună să ieși în lume, să socializezi cu oamenii și uite că un sfat pe care îl primești din partea unui prieten te-ar putea ajuta foarte mult. Un moment în care tu vei învăța multe lucruri. Ziua de joi este despre studiu pentru tine, despre a învăța, despre a intra în contact cu mulți oameni și dacă ai ceva de rezolvat pe zona aceasta a studiilor, este o zi absolut superbă. De asemenea, dragi tauri, este nevoie să vă clarificați odată pentru totdeauna viitorul proiectului respectiv, viitorul relației în care sunteți. Iar pentru taurii singuri, fiți foarte atenți prin jurul vostru pentru că poate să apară cineva, nu se știe. Lucrurile pe care le învățați joi, situațiile în care sunteți puși, vă vor ajuta foarte mult să vă afirmați, vă vor ajuta foarte mult să avansați, să deveniți mai buni. Împărăteasa și pajul de cupe. Este o zi în care stabilitatea e foarte importantă pentru tine, niște vești bune pe care le primești. Fie de la o femeie care este ca o mamă pentru tine, fie este vorba despre faptul că în această zi vei fi mult mai emoțional decât de obicei. Apoi avem 10 de cupe, o veste frumoasă din partea familiei, dar văd aici și un ideal pe care tu îl ai, că ușor, ușor începe să se contureze de la emoție la practică. Ultima carte, 8 de cupe, poate să fie și o zi în care renunți la anumite activități pe care ți le-ai programat, dar așa cum spuneam, este și o zi în care tu vei conștientiza că este cazul să renunți la o anumită abordare pe care ai avut-o până acum, în legătură cu o relație, în legătură cu o situație. Simt că unii tauri în ziua de joi lăsați în urmă ceva ce v-a afectat foarte mult din trecut. 8 de dezamăgire, ceva nu. Zodia Gemeni. Astăzi luați o decizie foarte importantă privind munca. În sfârșit vă dați și voi seama ce este important pentru voi și ce nu. Unii gemeni puteți să primiți niște bani astăzi sau puteți să primiți foarte multă apreciere din partea șefilor, din partea persoanelor importante. Pentru alți gemeni este un moment în care puteți să luați niște decizii foarte importante privind locul de muncă, privind activitățile voastre din viața de zi cu zi și în sfârșit vă dați seama ce contează cu adevărat pentru voi, ce activitate vă face plăcere. Dacă aveți un eveniment important, să știți că veți ieși foarte bine din situație.
Norocul pentru voi vine din zona străinătății, vine printr-un drum lung. Norocul pentru voi vine din planul îndepărtat, din planul spiritual. Dar simt eu aici că mulți gemeni veți avea parte de conștientizări privind banii, privind cariera, privind o relație importantă din viața voastră, de ce nu? Și asta e ok, vă conștientizați valoarea. Mai ales gemenii care erați indeciși între două locuri de muncă sau cei care erați împărțiți între mai multe proiecte sau nu știați exact ce vă doriți de la o persoană, astăzi veți afla. Se clarifică ceva poate legat și de o relație oficială pentru alți gemeni, posibil și acest lucru. 7 de cupe, asul de cupe. Multe oportunități pe care le ai, dar astăzi îți vine un sentiment bun, ai o emoție pozitivă, apare o veste bună care te liniștește. Apoi avem 10 de bâte. Este o zi foarte încărcată pentru tine din punct de vedere emoțional. Unii gemeni poate aveți foarte multe lucruri de făcut, sunteți prinși în mai multe proiecte. Iar ultima carte este 9 de monede. Banii vin către voi sau vă crește încrederea în voi. Da? Vă simțiți bine, independenți, siguri pe voi. Uite, se face dreptate, se clarifică o situație în privința căreia nu mai înțelegeai nimic. Nu mai înțelegeai nimic din cariera ta, din relația aia, din cine ești tu prin societate, cum să te definești așa ca om. Pentru că da, îți plac toate și ești curios să descoperi mai multe. Într-o situație, repet, în care ți-ai făcut iluzii sau o situație în care nu știai ce să faci, astăzi vine semnul pe care îl aștepți și se rezolvă situația. Zodia Rac. Dragi raci, o zi foarte încărcată pentru voi din punct de vedere emoțional. În primul rând, aveți o intuiție extraordinar de bună și veți avea o încredere mult mai mare în gândurile voastre, în ideile voastre. În sfârșit, înțelegeți un anumit lucru. Pe de altă parte, este o zi foarte bună și în relația cu străinătatea sau pe ceva legat de acte. Deci poți să rezolvi ceva legat de acte, legat de o relație pentru alți raci. Aveți o conștientizare acolo. Chiar aveți o conștientizare și dacă aveți legătură cu zona studiilor sau cu planul spiritual, lucrurile să știți că se vor desfășura foarte bine pentru voi în această zi. Dacă ești un rac singur, vezi ce faci în această zi, ascultă-ți foarte mult intuiția pentru că ai ocazia.
și să-ți asculți intuiția. Unii simt că vă eliberați dintr-o perioadă așa mai puțin plăcută. Cavalerul de spade pentru tine și patru de bâte. O surpriză pe care o ai aici privind o zi de naștere, o surpriză care poate să apară undeva pe la amiază, dar pentru alți pești eu văd aici o invitație neașteptată pe care o primiți. Și o revedere, uitați, cu un suflet pereche, cu o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult timp. Iar dacă ești într-o relație cu cineva și nu ai mai comunicat de mult timp cu persoana asta, uite că astăzi ai ocazia. La fel poate să fie și în relația cu un copil sau cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Pajul de spade. Cineva ți atrage atenția astăzi și vrei să o cunoști mai îndeaproape persoana respectivă sau pentru alți pești chiar tu atragi atenția unei persoane. Ești foarte curios. Soarele. Uite, poate să fie o discuție frumoasă prin care să-ți clarifici anumite lucruri. Soarele vine cu succes, cu bucurie pentru tine și multe evenimente care se întâmplă aici undeva la amiază sau vă programați ceva pentru luna august, vă programați ceva pentru ziua de duminică, ceva aici se întâmplă. Ci se clarifică lucrurile, chiar dacă este vorba despre a schimba un mod prin care te manifesti sau chiar dacă este vorba despre a schimba raportarea ta la o relație. Vei afla niște lucruri extrem de plăcute. Și dacă ești singur sau singură, vezi că o persoană importantă de pe la muncă sau o persoană importantă din jurul tău cunoscută ar putea să dorească să comunice cu tine, poate chiar să ieșiți undeva. Și cei care aveți copii, v-am spus, acolo vă veți concentra și veți reuși să luați niște decizii importante și poate chiar să nu vă mai implicați atât de mult în viața lor sau în situația respectivă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă în care să luați decizii cât mai înțelepte.